existând aceste probleme, pe care, iată, le recunoașteți, că i s-a reproșat nu numai domnului Negoiță, ci și dumneavoastră. Exact. Deci, și mie în egală măsură. Au fost discuții cu greii PDL, ca să zic așa. Au fost discuții pe participarea slabă la vot. Am avut aceste discuții. Mici discuții aprinse. La un moment dat, domnul Negoiță s-a și supărat. A plecat din țară la schi. Era prin ianuarie, cred. La începutul anului. Aia era altă temă. În decembrie. La formarea guvernului. În decembrie. Trebuie să vă mărturisesc că domnul Liviu Negoiță nu a agreat ideea de a face un parteneriat cu PSD. Cu PSD-ul. Și atunci a avut o discuție aprinsă cu liderii PSD. Și-a motivat această adversitate față de Partidul Social Democrat. Noi am avut mai mulți, domnul Ioan Oltean, care și-au motivat în interiorul partidului, și iar cei care spun că la noi toată lumea se aliniază, nu este adevărat. Domnul Liviu Negoiță... I s-a propus Ministerul Apărării atunci, domnului Negoiță? Din câte știu eu, nu. Dar ce i s-a propus? Nu i s-a propus o funcție ministerială la vremea aceea domnului Liviu Negoiță, pentru că domnia sa nu și-a dorit să facă parte din și să preia un portofoliu ministerial. Dar de ce și-ar dori acum să fie premier? Pentru că este o situație politică dificilă. Și se sacrifică domnul Negoiță. Și-a asumat acest lucru. Și dacă vreți, la modul cel mai sincer, și-a asumat acest lucru, pentru că noi, Partidul Democrat Liberal, l-am propus domnului președinte Traian Băsescu și nu invers.